Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin AGOFM Dâmpovița, compartimentul EURES, oferă 150 de locuri de muncă vacante pentru munca sezonieră, respectiv cules fructe, curățat pomi, aranjarea fructelor în caserole și lăzi, într-o fabrică din regiunea Lerida. Sunt solicitate persoane apte pentru muncă, atât cu experiență cât și fără. Contractul se derulează în perioada aprilie-septembrie 2018 cu posibilitate de prelungire până în luna noiembrie. Salariul oferit este de 6,25 euro brut pe oră pentru lucrul în câmp și 5,96 de euro brut pe oră pentru lucrul în fabrică. Cheltuielile pentru cazare se rețin din salariul lunar în proporție de 10%, iar transportul dus-întors Spania nu este inclus. Persoanele interesate vor depune un dosar cu următoarele documente, copie de pe buletin adeverință medicală apt pentru muncă și CV-ul la compartimentul EURES până la data de 31 martie 2018. Locația și data selecției vor fi comunicate la o dată ulterioară.